Suntem în plină vară, iar acest lucru se simte cel mai bine în termometre. Am trăit o zi de foc astăzi la Giurgiu, în care termometrele au arătat 37 de grade Celsius la umbră, iar disconfortul termic a fost accentuat. A fost cea de-a doua zi din intervalul pentru care Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de caniculă valabilă în toată țara între 12 și 14 iulie. Potrivit meteorologilor, indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități pe areale din ce în ce mai extinse. Temperaturile vor fi greu de suportat și după apusul soarelui, mai ales în sud, unde se anunță nopți tropicale cu minime de peste 20 de grade Celsius. Potrivit prognozei, din a doua parte a zilei de joi, gradul de instabilitate atmosferică se va accentua treptat, iar valorile termice vor scădea semnificativ în majoritatea regiunilor. Excepție face sud-estul țării, unde local canicula va fi prezentă și vineri. La Giurgiu, ziua de vineri va continua să fie călduroasă, sunt așteptate temperaturi de 36 de grade, iar disconfortul termic va persista.